la clase și sper să petrecem următoarele momente împreună cu gânduri bune, cu folos, pentru că împreună am dorit să practic să sărbătorim două evenimente și două lucruri. Primul eveniment și cel mai important cred că este cel legat de Ziua Internațională a Romilor, care o sărbătorim pe plan mondial în data de 8 aprilie. Dar noi astăzi ne-am gândit să aducem pe lângă această, să purtăm această zi, să aducem și un omagiu celui care a fost Roman Varga, primul mediator școlar care l-a avut județul Maramureș. Și mulți dintre cei care se află în sală au și auzit urmarea noastră. De ce am gândit acest eveniment cu forma aceasta? Pentru că noi, ca și Asociația GAL, în primul și în primul rând, de 2 ani de zile, ne străduim, spun eu, să scoatem în evidență acele valori, acele principii, acele lucruri minunate care se întâmplă în cartierul Vasului Alexandriei, în zona Traica, prin care, în special, etnia romă poate să iasă în evidență și, și de care să fie mântuit. Am avut evenimente care au fost legate de expozițiile ale copiilor. Am avut evenimente care au fost legate de tradiții, chiar înainte de Crăciun, în care persoanele vârstnice din Craica au putut să-și împărtășească amintiri cum era pe vremea lor, când se sărbătoreau anumite sărbători, în special cele de iarnă. Și tocmai de aceea, pentru că noi dorim să scoatem în evidență lucrurile bune, lucrurile frumoase, lucrurile pe care putem fi mândri, în primul rând, ca și comunitatea primariană, considerăm că acest eveniment este cel mai potrivit să ne aducem aminte de Roman, de munca lui, de valorile care le-a promovat și nu în ultimul rând, de ceea ce a reprezentat el pentru generațiile care au urmat, pe care le-a format, de colaboratorii și oamenii cu care a interacționat. Și cred că mulți din sală sunt la sentimentul meu că spun acest lucru. În special pentru că consider că a fost un om care ar fi putut să ne transmită și să dea mult mai mult comunității, dacă soarta nu ar fi fost atât de nedreaptă, să spunem, cu el în primul rând și cu noi și cu oameni care l-am cunoscut și atât de tragic s-a plecat el în nostru. Țin să te felicit pentru ce aș face aici, pentru minunata echipa pe care o ai alături de tine și în coordonare. Cum spus și Cristianul, este Vlad, majoritatea mă cunoașteți, mai presus de toate funcțiile ocupate și statutul social pe care l-am în câmpul muncii, sunt om de profesie. Încerc să fiu om 24 de ore pe zi, cred că asta în societatea actuală, cred că asta ne lipsește. Să fim oameni. Că e plin de președinți, de experți, de inspectori, dar uităm să mai fim oameni, profesori și diferite profesii. Dar să mă întorc la subiect. Ziua Internațională a Romilor a fost celebrată și comemorată, deoarece noi nu tindem să spunem că nu o sărbătorim, pentru că nu este un eveniment odios pentru noi. La primul Congres Internațional al Romilor la Londra, în 1971, s-a stabilit ca 8 aprilie să fie Ziua Internațională a Romilor. Tot în acel an s-au adoptat și elementele de identitate culturală. Imnul Ghelem Ghelem, Steagul Romilor. S-au început demersurile pentru actualizarea și adaptarea limbii româniei la nivel mondial. La al patrulea congres din 1990 din Polonia s-a stabilit că, în data de 8 aprilie, să fie comemorat și celebrat
Ziua Internațională a Romilor și este o zi care marchează peregrinajul istoric și în mare parte tragediile prin care acest popor a trecut de-a lungul istoriei. Începusem să vorbesc despre oameni. Eu când am cunoscut pe Roman Varga eram la școala Vasile Alexandrii, am venit în clasa 7-a și îmi aduc aminte o imagine foarte plăcută deoarece era cel mai elegant bărbat pe care îl întâlneam în școală. Și după am început să cunosc și pe Lore și când am aflat care este ocupația lui, deoarece în urmă cu 16 ani terminologia de mediator școlar, mediator de conflicte, profesor de limba română, era foarte în vogă, ca și acum. Era o noutate și pentru sistemul educațional și pentru noi ca și comunitate. A fost o experiență faină alături de el. Am colaborat nu foarte multă vreme, deoarece e văzut să simt din viață, dar știu că și în cadrul comensele cu noi la DACURI și la nervii și sănătatea, încercând să ne impută valorile comunității tradiționale, adică respect, rușine, bun simț, frăție, care le-am primit cu drag, deoarece la școală primeam. Aveam parte de educația formală, învățam de la profesor, am o parte de profesor de calitate, dar aveam nevoie și de care să completeze progresul educațional fiecărui om. Singura amăgire care am referitorul la acest subiect e că și-a dat viața în munca pentru comunitatea română și, din păcate, pentru noi știu cât e de semnificativ ca și comunitate globală. Asta este adevărul. Nu a fost singurul o altă mare personalitate a românilor de la nivel planetar, Nicolae Gheorghe. S-a îmbolnăvit-o din cauza inadvertenților de sistem descoperit în comunitatea română după 40 de ani de muncă. S-a îmbolnăvit și tot așa a cedat. Dar a lăsat să ducem mai departe, cum zicea și Cristina, tot ceea ce ne-a transmis. E o datorie morală. Noi cei din comunitatea română avem o datorie morală față de noi înșine ca și comunitate. Nu e o datorie contractuală, e vorba de morală și de etică. Adică trebuie să facem ceva pentru cei din comunitatea noastră. Respectivă și am
niște pereți, am mobilat cu ce am avut de prin grădiniță, doar ca să avem grupa respectivă să o punem să fie funcțională. Mi-ar fi plăcut să avem în continuare o altă persoană cu care să colaborăm, pentru că am avut ani de-a rândul copii care aparțineau de grădinița 4, dar, din păcate, sistemul educațional așa a fost, am rămas singuri, abandonat, apoi au plecat la Caritas, acolo au avut alți șefi. Și mi-aduc aminte, a rămas un om de care ți-aduce aminte cu plăcere. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească și a trebuit să ținem un moment de reculegere cu toții pentru în memoria lui. Vă rugăm frumos. Ne vizitam, petreceam mult timp împreună, nu neapărat pentru a discuta numai de ale noastre, ci tot pentru comunitate, pentru copii. Îmi plăcea foarte mult expresia, toate doamnele erau stafarină pentru el. Și am umblat azi prin oraș, dar nu am reușit să găsesc stafarină. Credeți-mă că am dat telefon. Eu eram blondu, deși eram și eu negru și sunt negru în continuare. Eram blondu pentru el. Nu vreau să vă mai rețin cu multe, vreau să vă specific lucrurile acestea mai abundante, că era și om deosebit și o fetă foarte bună. Și ceea ce s-a întâmplat, mie mi-a rămas foarte întipărit în minte și acum 24 mai în chiar sub ochii mei, el l-a prins. Până o să ia. Credem că ceva din un eveniment în care s-a stins și a plecat dintre noi, acum mai pomeneai de stavarine, că mi-aduc aminte cu drag de lucrurile plăcute și vesele pe care am trecut și am împreună. De cele ce urmează, am sorit pe doamna Daniela Bună în calitate de director al școlii. La fost director, sunt alucrat valori ale romilor de care mi-ai dat și plat. Din păcate, în ziua de astăzi, copiii nu mai au asemenea modele care să le suflă acele valori. Îmi pare rău să spun că îi văd pe elevii mei romi, care nu numai că nu cunosc valorile morale, dar nici măcar cele ale romilor. I-am întrebat pe copii ce copii educați așa. Se vede că n-ați fost educați. Au spus, n-am cu cine să ne educe, că părinții noștri sunt plecați în străinătate. Și rudele sau cei în grija cărora ne-au lăsat, nu ne-au educat în spiritul ăsta. Și, din păcate, dacă ei nu au educația necesară, cum își vor educa copiii prin astea aici? Era prietenul meu, adică am prieten învățător, e un om cu bun simț și foarte simțit. Deci am locul 2 în seama sorală și avea loc. Atunci avea loc în seama sorală. Dar nu se vedea, se scria și nu se vedea pe bol. Acolo și acum pe bol, de discuta problemele, el nu se vedea acolo. Nu știu, din rușie sau pentru că avea atâta bun simț încât, nu știu, poate că se considera el mai pe loc decât ceilalți. Dar nu era. Deci a fost un om deosebit. La fel spun că am luat meditația și a fost un om pe care a plâns și o înălțarea lui și un om pe care, pentru că nu l-avem astăzi, avem și astăzi valorile noastre. Dar dacă, datorită sistemului, că avem o jumătate de normă de mediator școlar astăzi,
la o școală și la o comunitate așa de mare, și Dumnezeu și Maria, grădinița nu mai are mediator, atunci Varga Romani era, de fapt, de toată comunitate. Acum, pentru comunitatea aceasta mare, acum singur o jumătate enormă de mediator. Sigur că nu poate să facă doamna Gabi de aici, să facă ce ar trebui să se facă având în vedere că sunt și numărul copilor a crescut, și problemele au crescut, și nevoile au crescut. Și de aceea avem oameni și sunt oameni care lucrează în comunitate și încercăm să rezolvăm problemele, dar nu din aceea ce putem să facem. El a fost deschis de drumuri și nu mi-a avut și alții, da? Dar să te uitați ce face, deci nu am un loc de la o traversă. Cei care ne îndrumă, că de multe ori și ne-am fost elevi și știm. Mai mult am învățat acele activități extrașcolare, despre excursie, ne-am împrietenit, ne-am legat mai multe prietenii decât poate în cadrul orelor, formare, orelor de curs. Eu sunt încrezătoare pentru că aveți în rândul dumneavoastră mulți tineri care se implică. Poate că și viața are în prezent un ritm mai alert și vi se pare că cei care se implică, nu se implică în măsura în care ne-am dorit noi să se implice. Nu cred că e așa, eu cred că se implică doar că trăim o viață mai alertă, cu toții suntem permanent în întârziere, de multe ori sunt zic că nu ne ajunge timpul. Vreau să vă spun că m-a impresionat foarte mult această sărbătoare, această sărbătoare de Ziua Internațională a Romilor. Ați gândit-o să puneți în prim plan o persoană din comunitate. E un eveniment inedit din punctul meu de vedere, foarte rar se întâmplă așa ceva, o persoană care are legătură cu educația. Deși de multe ori toată lumea fuge, deci când au zis de școală, mulți au traume, care are scoarele de matematică și așa mai departe. Dar înseamnă că suntem conștienți cu toții și suntem conștienți pentru a vă păstra identitatea și a vă păstra ca și comunitate educația formală, nu formală, în cadrul comunității, în cadrul școlii, are un rol foarte important. Suntem tinerii din comunitate să ne invitați să îi urmați pe Roman Varga. Am auzit cuvinte de laude, cuvinte frumoase. Nu cred că a făcut lucruri foarte grele ieșite din comunitate. Foarte simple, pe care cu toții o putem face. Atât noi, de altă etnie, voi din comunitate. Vă spun la mulți ani de ziua voastră. Din partea inspectoratului aveți sprijinul. Săptămâna trecută s-a înviat un parteneriat între Capitala Romilor și Inspectoratul Școlar și conducând la modalitatea de a înțelege norma de mediator școlar. Cu toate problemele pe care le are o comunitate, nu știu dacă am putea spune acum, poate că mediatorul ne poate spune care ar fi numărul optim de mediator școlar. Nu știu, foarte mult. Poate nici 10, nici 20. De asta e foarte important. Noi, ca și comunitate, cum ne implicăm în viața comunității și în viața copiilor. Mulțumim! Viitor dirijor de orchestră. La orgel îl avem pe David. David este în prezent organismul Bisericii Pentecostale din Cetatea Cărnăziu. Deci ei vor încerca cu un artistic. Am înțeles că va cânta și colega noastră, Loredana. Va cânta imediat.
Atât de modești și frumoși sunt lângă noi pretutindeni. Fac lucruri mărețe și totuși parcă nu-i vede nimeni. Adevărații oameni nu doar privesc un copil, un astru, un pom. Fac fapte bune și iubesc o floare, un munte, un om. Ei știu mereu să asculte. Când alții vor să vorbească, pot să mănânc și o munte, doar ca cineva să trăiască. Încearcă să vezi lângă tine, omul adevărat să știi, adesea lângă el ți-e bine, de câte ori pleci și revii. Thank you.
Thank you.